Primăria Cluj-Napoca a venit cu o propunere inedită pentru ca prima ediție a zilelor municipiului să împace toate gusturile. Locuitorii urbei au timp până miercuri să le transmită reprezentanților autorităților locale ce manifestări vor să fie puse în scenă cu ocazia acestui eveniment. Sugestiile lor vor fi luate în calcul, iar cele mai bune idei vor fi puse în practică. Dacă nu în acest an, în edițiile viitoare ale festivalului. Anul trecut, clujenii au decis perioada când vor să organizeze zilele municipiului Cluj-Napoca. În urma rezultatelor unor dezbateri publice și a unui sondaj de opinie a fost desemnat câștigător intervalul 27 mai 3 iunie. Metoda prin care oamenii au fost chemați să se implice în planificarea evenimentului a avut atât de mare succes încât n-a fost motiv ca ea să nu se mai repete. Până în 26 ianuarie așteptăm din partea oricăror persoane interesate propuneri cu privire la evenimentele care ar putea să aibă loc în această perioadă a festivalului, astfel încât să ne asigurăm că peste tot în oraș, indiferent de cartier, centru, zonă verde, spații publice, săli sau spații în aer liber, toate persoanele de la mic la mare, de la oameni simpli la persoane obișnuite cu consumul de evenimente culturale, să poată găsi ceva interesant de văzut și de făcut în Cluj-Napoca. Aceste propuneri pot fi transmise primăriei pe orice fel de cale, fie prin e-mail, fie printr-un telefon, se poate apela la numărul primarului, număr care funcționează 24 de ore din 24, unde să se solicită un contact, adresă de mail sau un număr de fax pe care să se trimită aceste propuneri. Sugestii privind programul festivalului sunt așteptate și din partea asociațiilor sportive și culturale, ONG-urilor și cultelor din oraș, invitate să vină de asemenea cu proiecte pentru zilele municipiului sau din partea mediului de afaceri. Până una alta, primăria se bazează pe parteneriatul cu Inspectoratul Județean Școlar. Instituția a venit de fiecare dată cu programe atractive pentru copii și adolescenți și cred reprezentanții administrației locale nu va face excepție nici pe scena festivalului dedicat municipiului Cluj-Napoca și locuitorilor săi.